În seara aceasta o să vă spunem câteva cuvinte. This evening I will share a few words with you. Singura problemă va fi faptul că vom repeta, veți auzi de două ori același lucru. The only problem is some of us will hear the same thing twice. Și mă gândesc că asta este și bine și rău. And I figure that that's both good and bad. O să încep spunându-vă că într-o zi eram în avion. I'll begin by telling you that one day I was on an airplane. Și am întâlnit acolo un român ca mine care mergea în Europa. And I met there a Romanian just like me, he was traveling to Europe. Și am vorbit despre multe lucruri și până la urmă sigur am ajuns să vorbim de religie. We talked about many things and of course eventually we got to the topic of religion. Și la un moment dat i-am spus dacă s-ar întâmpla să murim amândoi în noaptea asta, tu unde crezi că ai merge, în iad sau în rai? And eventually I ended up asking him, if it would happen that you died tonight, where do you think you'd go, in heaven or in hell? El s-a gândit puțin și mi-a spus, cred că o să merg în rai. He thought shortly and he said, I think I will go to heaven. Și l-am întrebat, care sunt argumentele tale? Pe ce anume te bazezi când spui că mergi în rai? And I asked him, what are your arguments? Based on what evidence do you rely on the... Do you say this that you will go to heaven? Și el a spus, eu sunt un om bun, nu sunt cel mai bun om, dar cunosc o grămadă de oameni care sunt mai răi decât mine. He said, I am a good man. I'm not the best of people, but I know a whole lot of people that are worse, more evil than me. Și atunci am spus câteva lucruri pe care o să le repet în seara asta aici. And that's when I told him a couple of things that I want to repeat here tonight. Atunci când vorbim despre Dumnezeu, trebuie neapărat să vorbim despre această carte. When we talk about God, it is mandatory that we talk about this book. Pentru că aceasta este singura carte pe care Dumnezeu ne-a trimis-o. Because this is the only book that God has sent to us. Fără ea, orice este bine și orice este rău. Without it, anything can be good and anything can be bad. Prin cartea aceasta Dumnezeu s-a descoperit nouă oamenilor. It is through this book that God revealed himself to us people. Noi nu-i suficient doar să credem, trebuie să fim siguri că ceea ce credem este corect. It is not sufficient to believe, it is mandatory for what we believe to be correct as well. Sunt un milion de credințe în lumea aceasta. There are a million faiths in this world. Dumnezeu ne-a trimis o carte. God has sent us a book. Și prin cartea aceasta se descoperă nouă oamenilor. And it is through this book that he reveals himself to us people. El este o ființă nevăzută, de aceea a trebuit să se descopere în Biblie. He is a being that is unseen and so he had to reveal himself through the Bible. Atunci când deschidem cartea aceasta, when we open up this book, întâlnim câteva adevăruri, we meet a couple of truths, care ne conduc la iertarea păcatelor pe care le-am făcut în întreaga noastră viață. And those truths lead us to the forgiveness of the sins that we have committed through our entire lives. Și primul lucru pe care îl întâlnim în Scriptură este harul. The first thing that we meet in the scriptures is grace. Asta înseamnă că cerul este un dar fără plată. This means that heaven is a gift without payment. Darul lui Dumnezeu pentru noi este cerul. The gift of God to us is heaven. Noi nu-l putem merita niciodată. We can never deserve it. Dar îl putem primi în dar. But we can receive it as a gift. Pur și simplu, e atât de scump încât nu-l putem plăti. Pure and simple, it is so expensive that we are unable to pay for it. El nu poate fi câștigat. It cannot be won or earned. Poate fi doar primit. It can only be received. Prin har ați fost mântuiți. It is through grace you have been saved. Prin credință. Through faith. Aceasta nu vine de la voi. And this is not of yourselves. Este darul lui Dumnezeu. It is the gift of God. Al doilea lucru pe care îl spune Biblia este faptul că omul e o ființă păcătoasă. The second thing that the Bible says is that man is a sinful being. Noi nu suntem păcătoși doar prin ceea ce facem sau spunem. We are not only sinful through what we do or what we say. Noi suntem păcătoși prin natura noastră. We are sinful in our nature. Trăim într-o natură incompatibilă cu Dumnezeu. We live in a nature that is incompatible with God. Suntem niște ființe nesfinte. We are unholy beings. De aceea omul este o ființă păcătoasă. Toți au păcătuit, spune Biblia. Which is why man is a sinful being. All have sinned, the Bible says. Uneori spun întâmplarea aceasta cu o gospodină care face un cake. Sometimes I tell the story about a handy woman that is baking a cake. Și folosește mai multe ouă pe care le sparge și le amestecă. And she uses multiple eggs that she cracks open and uses them in her cooking. Și fără să știe, unul dintre ouă e stricat. And without her knowing, one of those eggs is spoiled. Și ea vede când deja e prea târziu și le-a amestecat cu celelalte. And she notices only when it's too late and the mixture has already been mixed. Să presupunem că a pus 10 ouă bune, dar al 11-lea este stricat. Let's assume she put and used 10 good eggs, but one of the 11th one was
rotten? Poate un singur ou stricat să strice toată compoziția? Can a single rotten egg destroy or ruin the entire composition? Să presupunem că pune 1000 de ouă bune. Let's suppose that she used 1000 good eggs. Și oul acela stricat. Plus that one rotten egg. Poate un singur ou stricat să strice 1000 de ouă bune? Can a single rotten egg ruin 1000 good eggs? Ăsta e un exemplu care vorbește despre noi. This is an example that speaks about us. Nu suntem niște oameni răi. We are not evil people. Dar suntem niște oameni păcătoși. But we are sinful people. Aici sunt și ouă stricate. There are rotten eggs here. Și Dumnezeu le vede chiar acum. And God sees us right now. Ele se constituie într-o mare ofensă față de sfințenia sa. And these constitute a great offense to his holiness. Omul este o ființă păcătoasă. Man is a sinful being. El nu se poate mântui singur. He cannot save himself. Dacă cineva cade într-o groapă, if someone falls in a ditch, și groapa e foarte adâncă, and that ditch is or hole is very very deep, el nu mai poate niciodată să iasă de acolo. He can never climb out of there ever again. Are nevoie de cineva ca să vină să-l tragă afară. He needs someone to come pull him out. Are nevoie de cineva. He needs someone. Cineva are un nume. And that someone has a name. Și numele lui este Iisus Hristos. And his name is Jesus Christ. Atunci când citim Biblia, iar ne vorbește despre har. When the Bible talks about grace, ne vorbește despre om. It talks about man. Și ne vorbește despre Dumnezeu. And it talks about God. Dumnezeu este plin de milă și nu vrea să-l pedepsească pe om. God is full of mercy and he does not want to punish man. Dar pentru că este o ființă dreaptă și necompromisă, trebuie să-l pedepsească pe om. But because he is a holy and righteous and uncompromised being, he has to punish man. Dumnezeu are o dilemă. God has a dilemma. În dreptatea sa trebuie să ne pedepsească. In his righteousness he has to punish us. În dragostea sa vrea să ne scape. In his love he wants to rescue us. Dacă n-ar scăpa, ar deveni ca oamenii, corupt. If he would rescue us, he would become like people, corrupt. Nu s-ar mai califica să fie drept, sfânt, adevăratul Dumnezeu. He would no longer qualify to be called holy, righteousness, a truly a God. De aceea trebuie să găsească o soluție pentru noi ca să ne poată ierta, dar fără să se compromită. Which is why he had to find a solution for us so that he would not compromise himself but still be able to forgive us. De aceea, după har, după om, după Dumnezeu, ajungem la Hristos. Which is why after grace, after man, after God, we arrive at Christ. Hristos este o ființă imposibil de înțeles pe deplin. Christ is a being that is impossible to understand fully. El este 100% Dumnezeu și 100% om în același timp. He is 100% God and 100% man at the same time. Pentru 34 de ani a fost așa. For 34 years he was this way. El a venit pe pământ ca să rezolve problema oamenilor. He came on the earth to resolve the problem of mankind. A venit ca să-i scoată. El este cineva. He came to pull them out. He is someone. Și ca să ne poată ierta, a trebuit să plătească el datoria noastră. And for him to be able to forgive us, he had to pay our payment. Noi nu ne-am născut ca să murim. We were not born to die. El este singura ființă care a venit aici cu scopul să moară. He is the only being that has come here on this earth with the sole purpose of dying. Hristos a venit pe pământ în interes de serviciu. Christ came with ministry in mind. El a venit aici pentru că a avut treabă. He came with servitude in mind. He had a job to do. El a venit aici ca să rezolve o problemă nerezolvabilă. He came to resolve an unresolvable problem. Trebuia să fie fără păcat omul care moare pentru păcatele oamenilor. He had to be without sin. That who dies, him who dies for people's sins has to be without sin. De aceea el a evitat păcatul adamic. Which is why he avoided the Adamic sin. De aceea nu s-a născut din mama și din tata. This is why he was not born of mom and dad. El s-a născut în urma unui miracol. He was born as a consequence of a miracle. Care n-are logică. Which does not have logic. Care nu poate fi posibil. It cannot be possible. Care nu poate fi crezut. It cannot be believed. Dar a trebuit să vină în lumea asta fără ca să fie sub păcatul adamic ca noi. But he had to come into this world without being under the oppression of the sin of Adam. Cartea aceasta ne spune că atunci când a fost aproape să moară, a spus tetelestai. This book tells us that when he was about to die, he said tetelestai. Asta înseamnă misiune îndeplinită. This means mission accomplished. Asta înseamnă am rezolvat,
plec. This means my job here is done, I'm leaving. Hristos n-a plecat înainte să rezolve problema. Christ did not go before he resolved the problem. Sunt o mulțime de oameni care au plecat din viața noastră înainte să-și rezolve problemele cu noi. There are a great multitude of people that are left from our lives without resolving their problem. Sunt părinți care rămân singuri? There are parents that have remained alone. Sunt soții și soți care rămân singuri? Wives and husbands that remain alone. Sunt copii care rămân singuri? Children. Însă Hristos, înainte să plece, a terminat ce trebuia făcut. However, Christ, before leaving, he finished what he had to finish. Și după ce a plecat, în locul lui a venit altcineva. And after he left, someone else came in his stead. Când Mântuitorul s-a ridicat, when the Savior was ascended, Mângâietorul a coborât. The Comforter descended. A spus, vreau să nu fiți singuri. And he said, I want you to not be alone. Noi ne este rușine să recunoaștem în public că uneori ne este frică. We are ashamed sometimes to recognize that sometimes we're afraid. Bărbații nu recunosc niciodată lucrul ăsta. Maybe men will never admit that. Dar noi tuturor ne este frică. But we all are afraid. Unora le este frică de goange, de întuneric. Some are afraid of bugs, some of darkness. Însă tuturor ne e frică de boli și de moarte. However, all are afraid of sickness. Hristos a venit să rezolve problemele acestea. Christ came to resolve these problems. Noi toți într-o zi nu vom mai fi aici. We all one day will no longer be here. Nu ne va cere nimeni permisiunea, pur și simplu vom pleca. No one will ask us for permission, pure and simple, we will leave. Mai știți cum am venit aici? Do you remember how we came? Ne-am trezit aici. We woke up. Nu ne-am dat acordul. We didn't receive a cord from someone. Ne-am trezit aici. We woke up here. La fel vom pleca. It is the same way when we will leave. În seara aceasta aș vrea să vă întreb. This evening I want to ask you. Sunteți siguri că sunteți oameni mântuiți? Are you sure that you are saved? Dacă s-ar întâmpla să plecăm în perioada asta, unde ne-am duce? If it happens that some of us leave in this period, where would we go? Nu depinde de mine să devin președintele Statelor Unite. It doesn't depend on me to become president of the United States. Nu depinde de mine să satur toți săracii din lumea asta. It doesn't depend on me to solve world poverty. Nu depinde de mine să opresc războaiele din Ucraina și Israel. It does not depend on me to stop all the wars in Ukraine and Israel. Dar depinde de mine să cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul meu. But it does depend on me to believe that Jesus Christ is Savior of my soul. Depinde de mine să merg la El și să-i spun că eu sunt o persoană păcătoasă. It depends on me to go up to go before him and tell him and recognize that I am a sinful person. Și să-l rog să mă ierte și pe mine cum a iertat milioane ca mine. And to plead with him to forgive me as he has forgiven millions before. Asta este cea mai mare afacere pe care un om o poate face în viață. This is the greatest business that someone can do in this life. Nimeni nu are nevoie de un lucru murdar. No one needs dirty business. Nici Dumnezeu nu are nevoie de lucruri murdare. God doesn't need dirty things either. Oamenii sunt niște ființe păcătoase. People are sinful beings. Pentru că nu-i nevoie să confirmăm, noi toți știm că sunt lucruri pe care n-am vrea să le facem și totuși le facem. And there's no need for confirmation. We all know that there's things we do not want to do and yet we still do. Asta vorbește despre fragilitatea și vulnerabilitatea noastră. This speaks to the fragility of our being. Suntem extrem de limitați. We are extremely vulnerable and limited. Avem o grămadă de lucruri la care nu putem renunța. We have a great many things that we cannot renounce. Mă și mir că Dumnezeu a investit atât de mult pentru niște oameni ca noi. And I am amazed that God has invested so much for people like us. N-am fi putut niciodată să mergem la El. We could have never gone to Him. Dar El a venit la noi. But He came to us. El știe drumul. He knows. Și la noi și înapoi. He knows the way to us and up. El poate să treacă prin univers, printre galaxii. He can transcend the universe and the galaxies. Pe toate corpurile astea cerești, El le-a desenat cu mâna Lui. All these heavenly bodies were drawn by His hand. El este Dumnezeul care poate să facă ce vrea. He is the God that can do whatever He wants. În universul ăsta nu mai e nimeni ca El. In this universe, no one else exists like Him. Dacă am avea nevoie de credință doar pentru viața de pe pământ, n-am avea nevoie de credință. If we needed faith only for the life on earth, then we would no longer need faith in the first place. În orice magazin din lumea asta, unde mergi să cumperi orice lucru, nimeni nu te întreabă dacă crezi sau nu crezi. Any store that you go in to buy whatever thing, no one will ask you, do you believe or do you not believe? Orice vrei să faci în lumea asta, să te căsătorești, să
mergi la școală. Nimeni nu te întreabă dacă crezi sau nu crezi. Anything that you want to do, to get married, to go to school, no one asks you if you believe or not. Dar când vom ajunge pe marginea mormântului, but when we will get to the edge of our grave, singurul lucru care contează, the only thing that will matter, este dacă sunt singur sau Iisus este stăpânul meu. Is whether or not I am alone or if Jesus is my master. Oamenii când sunt singuri pot merge într-un singur loc, în iad. When people are alone, they can only go into one place, into hell. Adică într-un loc unde Dumnezeu este absent. Meaning in a place where God is absent. Pentru cine este absent aici, va fi și acolo. And for whom he is absent here, he will be absent there as well. Sunt o grămadă de lucruri pe care nu le pot controla. There are many things that we cannot control. Soția mea este bolnavă și eu nu pot controla starea ei de sănătate. My wife is sick and I cannot control the state. Dar eu pot controla dacă cred sau nu în Dumnezeu. But I can't control whether or not I believe in God. Eu pot controla dacă în seara aceasta mă smeresc în fața lui Dumnezeu și spun, Doamne, sunt doar un om. I can't control whether or not I humble myself before God and I say, Lord, I am just a man. În spatele la costumul ăsta este un om. Behind the suit is a man. Este un om care are o grămadă de probleme. Is a man that has a great multitude of problems. La fel ca dumneavoastră. Just like you. Nu neapărat de natură financiară. Not necessarily of a financial nature. Sigur, nu de natură legală. Surely not of legal nature. Problemele acestea sunt nu în raport cu dumneavoastră. These problems have of no relation or concern to you. Sunt în raport cu Dumnezeu care mi-a dat 60 de ani până acum. They're in concern with the God who has given me 60 years of life until now. A venit în timp, în sfârșit timpul să fiu sigur că Dumnezeu este tatăl meu. The time has finally come to make sure that God is my father. Am vorbit despre har. We've spoken about grace. Am vorbit despre om. We've spoken about man. Am vorbit despre Dumnezeu. We've spoken about God. Am vorbit despre Hristos. We've spoken about Jesus Christ. Și acum încheiem vorbind despre credință. And now I want to close by speaking about faith. Fără credință nu se poate. Without faith it is impossible. Eu nu am nevoie de credință ca să vă văd. I do not need faith to see you. Dar pe Dumnezeu nu-l văd. But I do not see God. El nu-i ca noi, n-are materie. He is not like us, he does not have matter. Duhul din mine nu se vede. My spirit is unseen. Dumnezeu e duh. And God is spirit. Sufletul din mine nu se vede. My soul is unseen. Pentru că nu-i materie. Because it's not matter. Așa e Dumnezeu, nematerie. This is how God is. He is immaterial. De aceea trebuie să credem. Which is why we have to believe. Acesta este un examen de loialitate. This is an exam of our loyalty. Dumnezeu este onorat atunci când eu cred în ce a promis El. God is honored when I believe in what He has promised. N-am nicio dovadă suficient de palpabilă. I have insufficient evidence that is tangible. Dar îmi asum că Dumnezeu spune adevărul. But I assume that God is telling the truth. E una dintre cele mai vechi cărți. This is one of the oldest books. Străbunicii străbunicii străbunicilor noștri au avut cartea asta. Our great 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 grandfathers had this book. N-au avut tehnologie. They didn't have technology. N-au avut mașini nici pe motorină, nici pe benzină, nici pe curent. They didn't have electric cars or diesel or gas cars either. N-au avut frigidere și aragaze, dar au avut cartea asta. They didn't have fridges or stoves. În seara aceasta înainte să ne oprim. This evening before we stop. Trebuie să acceptați că s-ar putea să nu ne mai vedem niciodată. You have to accept the fact that we may never see each other again. De aceea trebuie să fiu sigur că atunci când ne oprim. Which is why I have to make sure that when we stop here. Am spus tot ce trebuia. I've said everything that has to be said. Pentru ca să faci ce trebuie să faci. For you to do what you ought to do. Să te împaci cu Dumnezeu. To reconcile yourself to God. N-are nicio importanță cât de popular ești în lumea asta. There's absolutely no importance of how popular you are in this world. Pe marginea mormântului nu există popularitate. On the edge of the grave there exists no popularity. Popularitatea există aici între noi oamenii. Popularity exists here amongst people. Când ieșim din corpul ăsta, nu mai există popularitate. When we exit this body, popularity no longer exists. Nu mai există bani. Money no longer exists. Nu mai există cineva, superioritate sau inferioritate. No longer matters who's inferior or superior. Există doar un suflet mântuit sau nemântuit. There exists only a soul that is either saved or unsaved. Ai vrea, te rog frumos, puțin să te gândești la lucrul ăsta? Would you please think about this thing for a little bit? Mi-aș dori așa de mult să nu te ofenseze ce spun. I wish greatly to not offend you with what I'm saying. Mi-ar place așa de mult să ți se lipească de suflet aceste cuvinte. Ele nu-s de la noi. I'd like these words to attach themselves to your heart. These words are not from us. Dumneavoastră sunteți sigur că nu noi am scris Biblia? Are you sure that I've written that the Bible is written? Dar în seara asta ne-am întâlnit în jurul acestor oameni care sunt oaspeții noștri.
But tonight we've met amongst this multitude of people that are our guests. Și în această scurtă pauză dintre cântările lor. And in this short pause between their songs. Am vrut să vă aducem aminte de groapă. I want to remind you of the edge of the grave. Și de cineva care este calificat să ne scape. And to remind you of someone who is qualified to rescue it. De cineva care este competent să ne scape. Someone who is competent enough to rescue us from it. De cineva care ne iubește să ne tragă afară. Someone who loves us enough to pull us out of it. Te rog, nu pleca în seara asta de aici înainte să îi spui ceva. I plead with you, do not leave here tonight before you tell him something. Spune adevărul. Tell him the truth. El îl știe dinainte să te naști. He knows that truth before you were even born. Spune adevărul. Just tell him the truth. Spune, Doamne, îmi pare rău că până acum am făcut lucruri care te-au ofensat. Tell him, Lord, I'm sorry for having done things that have offended you until now. În seara asta îndrăznesc să spun că eu cred că tu ești mântuitorul meu. This evening I dare to believe that you are my savior. Și în seara asta îmi permit să recunosc că eu sunt o persoană care am păcătuit și mă pocăiesc de păcatele mele. This evening I allow myself to believe that I am a person that is sinful and I come to repent before you. Nu ne trebuie bani și nimic altceva din viața materială. We do not need money or anything else from the material life. Să credem că Isus este mântuitorul meu, nu al nostru, e al meu. It is necessary only to believe that Jesus Christ is my savior, not our savior, my savior. Eu mâine dimineață nu mă încalț cu pantofii noștri. Tomorrow morning I am not dressing up with our shoes. Eu când am venit la biserică nu mi-am luat costumul nostru. When I came to church I didn't take our suit. Ăștia-s pantofii mei. These are my shoes. Ăsta-i costumul meu. This is my suit. Am nevoie de un Isus al meu, nu al nostru. I need a my Jesus, not an our Jesus. Îl pot avea pe Isus al meu. I need to have my Jesus. Ca să ierte păcatele din 60 de ani. For him to forgive my sins of 60 years. Și toate lucrurile pe care dumneavoastră nu le știți. And all the things that you all do not know. Problema mea este că el le știe. My problem is that he knows them. Dar la problema mea există soluția lui. But to my problem there exists a solution. Și soluția lui este Isus. And his solution is Jesus Christ. El este aici. And he is here. El a venit special pentru noi. He has come especially for us. El nu stă în zidurile astea, el stă în noi. He does not live in these walls, he lives in us. Aș vrea să vă rog, să vă invit să credeți în el. I want to plead with you to and invite you to believe in him. În mod personal, nu la nivel global. Personally, not at a global level. Căiți-vă de păcatele pe care le-ați făcut. Repent of your sins. Și credeți că Isus este Fiul lui Dumnezeu. And believe that Jesus Christ is the Son of God. Dumnezeu să ne binecuvinteze. And may God bless us all. Dumnezeu să ne binecuvinteze. May God bless us all. Amen.